Salutare și bine ai venit la un nou interviu cu un cursant angajat din cadrul programului WellCode. Alături de noi astăzi îl avem pe Tiberiu. Tiberiu, îți mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp pentru a împărtăși experiența ta cu ceilalți oameni și te felicit pentru că ți-ai atins scopul în cadrul programului. Bună, Petru, îți mulțumesc și eu. Mă bucur că reușesc să te văd acum. Și chiar da, mă bucur foarte mult că a reușit să mă angajez ca programator. Efectiv, este o altă experiență comparativ cu ce am lucrat până acum. Și chiar simt că ce fac acum vreau să fac până ies la pensie. Deci gata, nu te mai reconvertești profesional. Nu, clar. Ok. Spune-mi ce lucrai înainte. Păi înainte să fiu programator, lucram ca inginer de producție, efectiv la o firmă de confecții cablaje, pregăteam documentația tehnică de producție ca să o dau mai departe către șefii de echipă. Asta ce înseamnă pentru omul de rând care n-a făcut o facultate de inginerie? Păi înseamnă că tu primești niște planuri de la un client, da? Ceva cum se realizează un anumit produs, dar oamenii din producție sunt învățați altfel față de ce primești tu de la client și tu trebuie să iei informația aia și să o rescrii cât mai simplu, astfel încât cei din producție să înțeleagă ce trebuie să implementezi și ce să facă. Asta pe scurt. Deci, practic, ai clientul care îți dă niște informații poate foarte tehnice și tu trebuie să le traduci pentru oamenii, trebuia să le traduci pentru oamenii de rând care lucrează în fabrică. Da, care n-au făcut o facultate, mulți dintre ei n-aveau nici liceul terminat. Da, asta constat. Și tu interacționai direct cu ei sau exista un șef de tură către care dădeai mai departe informațiile? Interacționam de cele mai multe ori cu șefii de tură și cu șefii de echipă. Foarte rar interacționam cu muncitorii direct. Și cât timp ai făcut chestia asta? Am lucrat ca inginer de producție cam 2 ani și câteva luni. Cam atât. Am înțeles. Și ce studii a trebuit să ai? În general, o facultate tehnică terminată. Eu am făcut inginerie navală, gen înainte, dar a lovit pandemia, din păcate, și a trebuit tot să nu mă angajez exact pe domeniul naval, dar ceva echivalent, gen inginerie mecanică, inginerie electrică, da, pe părțile de genul ăsta, că se intersectau cât de cât, adică tot abilități tehnice sunt mari. Tot trebuie să știi să citești un desen tehnic, să știi să-l interpretezi, să faci o listă de materiale, da? Adică studii tehnice, de principiu. Am înțeles, da, cumva e foarte neplăcut ca inginer, după ce stai 4 ani în facultate, să ajungi să lucrezi într-o fabrică unde de cele mai multe ori ai program fix, trebuie să fii acolo fizic și te și plafonezi salarial foarte repede. Nu știu dacă și tu ai avut experiența asta. Păi asta zic, de obicei ai de învățat, să zic, un an de zile, da, și după care lucrurile devin foarte repetitive, nu mai există ceva nou challenge, să zic, adică tot în direcția aia se învârt toate lucrurile. Și cam așa e situația. Și eu personal mi-am dorit să fac mai mult, gen, că am avut și colegi de-ai mei din facultate care tot la fel s-au reprofesionalizat pe IT. Mă, vreau să fac și eu chestia asta. Plus că auzisem că salariile în IT sunt și mult mai mari comparativ cu ce făceam și potențialul de creștere, plus alte beneficii. Muncă remote, capacitatea de a pleca prin alte firme care nu trebuie neapărat să fie în România, da? Tot felul de lucruri. Da, într-adevăr, ai mult mai multe beneficii decât ca inginer și asta cred că e cel mai neplăcut, adică ok, mergi foarte mult la școală, dar până la urmă tu trebuie, aveai program fix? De principiu era flexibil, puteam să vin până în ora 9, dar depindeam foarte mult de producție. Adică dacă aveam un proiect care începea la 7 dimineața și trebuia să fiu și eu acolo să ajut, nu-mi permiteam să lipsesc, că apoi intram în alte probleme, da. Deci era fix pe era flexibil pe hârtie, dar în practică erai constrâns. Da, cam așa. Și care a fost picătura care a umplut paharul, care zic, bă, gata, mă apuc și îmi schimb meseria? Pe de o parte simțisem plafonarea asta, plus că văzusem că alții deja au intrat în domeniul IT și am zis, mă, vreau să fac
și eu chestia asta, că eu încă dinainte aveam o tendință așa să mai fac niște programele, să mai uit un pic, să discut cu oamenii despre tehnologie, da, ce se mai schimbă, și la un moment dat am zis, bă, ăia au reușit să o facă, vreau să fac și eu. Efectiv, asta am ajuns cam după un an jumate, cam de când am început să lucrez ca inginer de producție și am vrut să schimb, efectiv. Da. Deci, practic, văzându-i pe alții din jurul tău, ai văzându-i că reușesc, ai zis, gata, și eu trebuie să pot. Da, cam așa, asta a fost cea mai mare drive, gen. Deci ești o persoană un pic competitivă. Da, da. Super, așa sunt și eu tot timpul. Când e un concurs și clasament, tot timpul mă uit deasupra mea, niciodată nu mă uit de desubt. Și cum a fost intrarea în programul de mentorat? Ce te-a făcut să te decizi să faci pasul ăsta? Păi, eu am mai fost un pic familiarizat cu programarea. Am făcut și un liceu de mate info, care făcusem un pic de programare. Făcusem și în facultate 2 semestre de programare orientată pe obiecte. Dar nu știam exact ce înseamnă să scrii cod industrial, da, ce înseamnă un interviu în IT, ce înseamnă să faci code review sau orice alt parte mai înseamnă în IT. Și la un moment dat, tot căutând, tot vorbind, am văzut de serviciile WellCode. Și ce mi-a plăcut la WellCode comparativ cu celelalte servicii pe care le-am mai văzut online, a fost că WellCode a vrut să se ocupe și de partea asta mai socială, gen, da? să te angajezi efectiv, nu doar faci un curs de programare, plătești nu știu cât, stai 4 luni și după aia ok, da, știi să programezi, dar practic ca să știi să lucrezi într-o echipă de programatori, să știi să vorbești cu o echipă, să știi să scrii cod corect și care să fie ușor de întreținut, da? Că după aceea când vii peste codul ăla peste 6 luni, ieri nu știu câte zile stai, că ce am modificat acolo, cum iau. Și apoi dacă vine altcineva și se uită peste codul tău, la fel. Aia nu-i bine când vine altcineva și se uită peste codul tău dacă nu-i pe, dacă nu respectă standardele. Da, da, e clar. Și mi-a plăcut și partea asta de ședințele care se fac de luni până joi, parcă erau, în care efectiv era un grup de oameni și prezentau și discutau, da, partea socială, foarte important să știi să comunici, la fel și partea de mindset, mi s-a părut foarte importantă, da, și toate astea s-au acumulat și am zis, mă, da, vreau să fac cu ei. Uh-huh. Și cum a fost începutul programului? Pentru că multă lume, chiar dacă are și background, chiar dacă a mai făcut programare în trecut, zice că e greu. Pentru mine, când am făcut cursul gratis, gen, îl terminasem cam într-o zi. Oh, ok. Cam așa, cam în 5-6 ore, cred, maxim. Cam așa. Deci pentru tine n-a fost așa greu. Nu, n-a fost chiar atât de greu. Adică, da, având și un profil tehnic în spate și făcând, na, și liceul de mate info și puțină programare în facultate, nu a fost chiar atât de greu. Plus că, ca să nu fiu un pic prea narcisist, eu aveam și o afinitate un pic pentru programare, gen încă din facultate. Eu eram printre singurele persoane care reușeau să ia 10 la proba practică, la examenul de programare, când făceam Java cu programă orientată pe obiecte. Deci cumva tu tot timpul, din ceea ce îmi spui, tu tot timpul ai avut înclinație către zona asta și tot timpul ai vrut să înveți mai mult, pentru că și asta mi se pare de admirat, pentru că mulți oameni care, să zic, se află în situația ta, în care știau un pic de programare, zic, a, gata, las că intru, fac un curs online și după aia mă descurc eu să mă angajez. Și după aia vine cineva fără bac, fără nicio înclinație tehnică și întrece din cauza că învață în ordinea corectă. Mm-hmm. Da, se poate aplica și lucrul ăsta. Până la urmă, dacă... Ce am observat, contează foarte mult să fii practic, da, și să respecti niște cerințe. Că dacă știi să scrii așa, na, știi să declară o variabilă, știi să faci o structură repetitivă, na, știi, dar nu se respectă anumite standarde, gen. Cam asta e cel mai important. Mm-hmm. Ok. Și tu ai, deci un lucru interesant la tine e că te-ai angajat deja din modulul 3, deci oarecum la jumătatea programului de mentorat, fără să treci prin partea de proiecte personale. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Zi-mi un pic toată povestea. Păi da, eu
Eu cum ziceam că am lucrat ca inginer de producție și ca inginer de producție cred că 60%, și aproape 70% din tot timpul lucram în Excel foarte mult. Da? Și la un moment dat proiectele devenise foarte repetitive și am observat că Excel-ul poate fi automatizat scriind cod în Visual Basic în special. Și mă apucasem, da, să realizez asta să fie proiectul meu personal, da? Vreau să nu mai pierd 3 zile făcând chestia asta, vreau să o reduc la o zi, ceva de genul. Și m-am uitat la niște cursuri, așa cum să echivalez C++-ul pe Visual Basic, da, să schimb un pic sintaxa, da, ce semnifică. Și la un moment dat am făcut lucrurile astea. Și mulți dintre colegii mei, chiar șeful de departament, a fost impresionant că am reușit să reduc munca pe care o făceam în 3 zile într-o zi, da? Și chestia asta m-a ajutat să ies în evidență. Asta o dată. Și al doilea lucru care m-a ajutat foarte mult fiind faptul că încerc să vorbesc cu oamenii, da? Încerc să ies din bula mea de confort, da? Încerc să zic, uite, eu fac programare, am făcut chestia asta, da? Fac lucrurile astea. Și la un moment dat, făcându-mă așa un pic mai cunoscut, atât și în firmă, cât și un pic în afara firmei, un coleg m-a sunat și mi-a zis, uite, gen s-a eliberat un post pe IT, da? Te cunosc, n-ai vrea să vii la noi, gen, da? Ca și cum îți dau o recomandare. Și a zis, da, evident, n-am mai stat pe gânduri, da, vreau să mă duc. Da? Era oportunitatea, adică nu ziceam că poate, n-am terminat programul, mai vreau, nu, m-am dus direct, țintă. Și am ținut un interviu de 50 minute cu șeful de departament de acolo. I-a plăcut de mine, că sunt foarte ambițios, vreau să învăț, vreau să fac. Și am explicat ce am făcut înainte, da, cum am automatizat lucrurile alea, cum am simplificat foarte mult munca pentru colegii de la TESA care lucrează acum, că încă au câteva aplicații de ale mele în Visual Basic pe care le utilizează. A, deci ce ai făcut tu, după aia le-ai dat tuturor colegilor? Da, deci a fost adoptat la întreaga fabrică, întreaga firmă. Departament, în general, s-a menținut la nivel de departament, nu neapărat, nu s-a extins chiar pe toată fabrica. Și na, și s-a văzut lucrurile astea și na, și m-a angajat. Cam asta a fost. Am înțeles, deci tu cumva tot ai avut neproiect personal propriu-zis, dar tot ai avut un lucru pe care ai putut să-l prezinți în cadrul interviului, să arăți, uite, pe lângă abilitățile obținute până în modulul 3, am făcut și ceva independent. Da, da, exact. Ceva practic, important, ceva care se poate folosi. Uh-huh. Super. Și ți-a dat oferta pe loc sau a revenit cu e-mail? Cum a fost? Nu, mi-a zis în prima, da, vreau să te angajez. Cum te-ai simțit când ai aflat? Cred că vreo 2 săptămâni eram gen, bă, chiar se întâmplă lucrurile astea, chiar schimb în IT domeniu, adică parcă merge un pic prea repede. Eu mai aveam speranță, eu ziceam că mai durează vreo 4-5 luni, gen 6 luni, da? Și chiar m-am simțit pus un nivel foarte mare de încredere a fost, cel puțin pe moment. Da, chiar primele 2 săptămâni eram gen, bă, chiar se schimbă, chiar se întâmplă lucrurile astea. Da? Era un pic așa de șoc. Chiar m-am curat. Da, ți-ai îndeplinit scopul. Și când ai început? A, pe IT? Păi cam din noiembrie 2022, da, cam atunci. Deci am vreo 8 luni de acum. Am înțeles. Cam 8 luni, da. Deci, practic, tu ai început în iulie, dacă bine știu? Da, cred că așa, nu mai sunt foarte sigur, dar cred că prin iunie-iulie începusem programul de mentorat. Și știu că în 4 luni, parcă, am după 4 luni când am început programul. Oh, super tare! Al doilea record. Care a fost primul? Păi am avut în 2019 pe cineva tot așa inginer cu un pic de background. Bine, inginer ca diplomă, că nu lucrase. Și da, tu ești al doilea după 4 luni. Avem titlu să punem. Da, acum pentru cei care vă uitați, asta, cum am zis, e record, adică dacă reușești în jumătate de ani, consider, părerea mea e că e bine, asta mai ales dacă pornești de la zero cunoștințe, dar și dacă ești ambițios, tu uiți la video ăsta și ai deja un anumit background în programare, vrei să reușești mai repede, cu siguranță ne-ar face plăcere să
lucrăm cu tine. Bun, scuze că am închis paranteza. Deci ești deja din noiembrie programator. Cum e viața de programator? Ce s-a schimbat? S-au schimbat mai multe și cred că bine. Pe de-o parte, nu mai mă sună din producție. Pot să mă concentrez pe proiect 2 săptămâni, nu mă deranjează nimeni. Asta o dată. După care am libertatea de a lucra remote. Momentan lucrez hibrid, gen dacă vreau pot să-mi iau 2 zile de acasă și 3 la birou pe săptămână, cam așa, dar încă e un avantaj. După care am observat chiar și un lucru mai interesant când mi-am schimbat pe LinkedIn, că am și o pagină de LinkedIn din inginer producție în programator, am observat că a început să crească statistica de câte vizualizări am și chiar încep să primesc și alte oferte de muncă. Uite, vedem că lucrez ca programator pe partea asta, nu te-ar interesa să vii la noi? Lucruri care nu se întâmplau când eram inginer de producție. Da. Asta, evident. Asta e singurul domeniu în care te caută recruterii pe tine să te angajeze. Mm-hmm. Da, și colectivul e altfel, adică oamenii parcă sunt mai deschiși, putem să glumim mai mult, na? Pot să zic mai liber, da? Să mă exprim mai liber fără să prestez o anumită ținută poate care chiar nu prea îmi plăcea. Da, pentru mine e mult mai fain, gen. Adică este mai mult de învățat, evident, comparativ cu ce făceam în producție, este mai mult de învățat și mereu până acum am învățat și încă învăț, adică mai sunt foarte mult de învățat, dar pentru mine beneficiile sunt mult mai mari comparativ cu ce făceam înainte. Da, păi automat, program hibrid, posibilitatea de a învăța, adică foarte mulți ingineri și din câte ai zis și tu, e și cazul tău, se plâng de rutină, se plâng că nu mai ai ce să înveți, nu mai ai ce să faci nou. Deci îți place chestia că înveți, nu? Da, da. Eu, cum am zis și înainte, mereu mă mai uitam pe ce s-a mai făcut acum, ce tehnologie nouă mai a apărut, ce vor să mai modifice, nu știu ce pod, chiar știsem acum recent cu kernel 6 pe Linux, că vor să bage Rust și vor să împingă Rust-ul mai mult decât să înlocuiască la un moment dat C și C++. Adică, na, mă uit pe tot ce apare și comparativ cu domeniul, mereu se face câte un upgrade general odată la 6 luni și trebuie mereu să fii atent, să vezi, da, că la un moment dat se schimbă dependențele și trebuie să-ți actualizezi și tu codul, să te asiguri că păstrezi toate dependențele. Da, adică mie cel puțin îmi place foarte mult. Poți să ne spui un pic și pe ce poziție lucrezi, cu ce te ocupi mai exact? Eu efectiv cum sunt trecut ar fi ca Embedded Linux Developer, ce vine poziția și ce înseamnă asta. Pe de o parte înseamnă să folosești Linux-ul ca sistem de operare pentru orice, nu Windows-ul. Și ca Linux Developer eu trebuie să construiesc diferite sisteme de operare tip Linux cu ajutorul unui program special numit Yocto Project, care tot la fel e o comunitate întreagă și folosesc unealta asta în care trebuie să scrii diferite rețete, le spun ei, un fel de cod mai special, gen. Și asta odată, după care la fel folosesc Uniscripting ca să automatizez diferite instrucțiuni în Linux, vorbesc de Bash, de exemplu. Da. Care îl folosesc foarte mult ca să automatizez, plus partea de Embedded C, în care nu-i C++ cu programarea toate obiecte, e un pic mai jos, un limbaj C, în care efectiv trebuie să mă asigur că toate driverele sunt compatibile și să mai fac patch-uri pe cod când noi, pentru diferite plăci custom, când noi pe partea asta de embedded primim diferite plăcuțe la care au un procesor și anumite periferice și eu trebuie să mă asigur că pinii sunt configurați cum trebuie, da? E o parte mai tehnică, nu știu cum aș putea să explic să fie cât mai simplu. Da, sincer, nici eu nu înțeleg, am stat departe de partea de hardware, dar sună complex. Da, este, cel puțin primele 6 luni.
a fost cât am învățat foarte mult. Acum s-au mai calmat lucrurile, deja mă simt mult mai stăpân pe situații. Așa asta e, gen, dacă pot să arăt că am și ceva pe aici. Stai un pic, că mi-am mai făcut. De exemplu, tipul ăsta, da? Nu știu dacă se vede în cameră, dar este o placă care are un procesor pe ARM și are niște pin. Da? Și procesorul ăsta mereu comunică cu pinii ăștia și pot fi configurați, da? din C, efectiv cum vrei. Da? Și te uiți în fișa tehnică a procesorului, vezi exact cum sunt legați pinii ăștia și poți să-i faci, gen, să trimită tot felul de semnale, da? Și ai diferite protocoale de comunicare, da? Fie I2C-ul, SPI-ul, UART-ul, da? Și acum toată lumea care n-a mai făcut programare o să se sperie rău de tot. Da, dar asta e un alt domeniu. Aici e foarte apropiat de hardware. Da? Programarea mai înaltă nu îl interesează pe programator gen ce hardware folosește. Toate sunt gen standardizate. Da? La mine este aproape de partea bare code. Da? Asta bare metal code înseamnă să scrii tu efectiv pe registru de procesor, dacă are sens. Da. Da, am făcut și eu limbaj de asamblare în facultate. Da, bine, noi nu mergem chiar atât de jos spre asamblare. Menținem C pentru că asamblarea e prea complexă, prea enervantă, da. Se pierde prea mult timp. Da. Ok, dar apar foarte pasionat din felul în care povestești despre lucrurile astea. Deci te-au prins. Chiar doream să fac lucrurile astea, mai parte spre electronică. Dacă eu, după ce am terminat nave, m-am apucat de un master pe electronică, pentru că nu mai vreau să fac inginerie mecanică, fluvială, ce mai era acolo, și vreau partea asta de electronică, da? Și am început masterul ăsta și am început să-mi placă foarte mult lucrurile astea, am intrat mult mai tare în detaliu și acum cu faptul că sunt și angajat pe partea asta, da, e efectiv ca un vis împlinit. Super! Da, asta e foarte fain, pentru că programarea e un domeniu foarte, foarte larg, foarte generos. În funcție de ce îți place, poți să-ți alegi subdomeniu. Adică odată ce ai bazele pe care părerea mea e că oricine trebuie să le aibă, după aia poți să te orientezi dacă te duci mai mult înspre zona de hardware, dacă te duci mai mult înspre zona high level, înspre web, înspre chestii, cum ai zis tu, generale, care, unde nu te interesează ce procesor ai, ce arhitectură are, ci pur și simplu poți să scrii cod și e foarte fain. Și dacă îți place, cred că asta e cel mai important lucru, că dacă îți place ceea ce faci, după aia și progresezi și nu se simte ca o obligație. Da, exact. Adică chiar simt că îmi place. Nu mai am senzația asta că stau, stagnez, nu se întâmplă nimic. Adică mereu simt că este ceva de făcut. Și da, când nu am ce să fac efectiv, învăț, mă apuc, mai mă uit un pic pe cum pot să mai fac pointere ăștia, cum pot să mai optimizez codul ăsta, da? Adică... Super! Păi, Tiberiu, te felicit din nou pentru realizarea pe care ai avut-o și pentru faptul că ai egalat recordul nostru. Da, și mai mult decât atâta, una era să te angajezi în 2019, în 4 luni, și alta în 2022, când standardele au crescut. Tot în 4 luni, deci te felicit. Și acum pe final, pentru că ai avut o performanță așa bună, ce sfaturi ai pentru oamenii care vor să învețe programare, care vor să își schimbe domeniul de activitate? Pe mine personal două lucruri au ieșit în evidență. Odată să încerci să aplici practic ceea ce ai făcut. Poate nu neapărat ca inginer de producție, dacă eu am lucrat, am avut Excel-ul, stăteam aproape tot timpul în fața unui calculator, am avut o oportunitate un pic mai mare. Dar ceva practic care se poate folosi undeva, la locul de muncă sau în altă parte, da? Ceva practic, asta e cel mai important, pe practic. Da? Asta o dată și doi la mână, să ieși un pic din bula de confort, dar să încerci să cunoști oameni. Poate chiar dacă vii dintr-un domeniu care n-are treabă nici cu partea tehnică, poate ai făcut altceva și vrei dintr-o dată să intri în programare, tot la fel, trebuie să încerci să ieși din bula de confort, să cunoști oameni, da? Care măcar dacă nu sunt direct în IT, măcar se învârt în jurul IT-ului.
Și la un moment dat, dacă cunoști oamenii, lumea știe că ești pasionat, faci ceva, da? La un moment dat o să apară o oportunitate de undeva. Cum s-a întâmplat și în cazul meu, eu nu mă așteptam, da? A venit așa dintr-o dată și am mers înainte, nu am dat stai că știi, eu de-abia sunt la modulul 3, vreau să mai învăț, nu. Când am văzut oportunitatea, m-am dus, indiferent ce se putea întâmpla. Nu, efectiv nu pierdeam nimic. Chiar dacă îmi spunea șeful, știi, da, că am vrea pe altcineva. Da. Da, până la urmă e o experiență de interviu, din care în cel mai rău caz ai învățat ceva, ai primit o lecție gratuită. Da, exact. Da. Astea-s lucruri foarte importante, mai ales acum când standardele sunt în continuă creștere, să știi și cum să-ți construiești network-ul, să știi cum să crezi conexiunile, cum să le menții și în felul ăsta obții mult mai multe oportunități decât obține cineva care stă, să zicem, în cușca lui și doar aplică online la joburi. Da, exact. Super. Păi mă bucur mult de tot că am avut acest interviu. Te felicit pentru performanță din nou. Suntem foarte, foarte impresionați și foarte mândri de tine. Și dacă te-ai uitat la videoul ăsta și ți-a plăcut și îți dorești să explorezi o potențială colaborare pe termen lung cu noi, intră pe carieră.wellcode.ro și programează-te la o ședință de consultanță. Acolo să discutăm cu tine, să vedem în primul rând dacă te putem ajuta și în caz afirmativ, să îți dăm toate detaliile în așa fel încât să poți să iei o decizie dacă îți dorești o colaborare cu noi și dacă începem să lucrăm împreună, de-abia așteptăm să te avem și pe tine aici invitat să ne spui despre cum ai devenit programator cu ajutorul nostru. Eu am fost Petru, îți mulțumesc pentru atenție și până săptămâna viitoare îți urez să ai niște zile extrem de productive.